A doua recalculare a pensiilor. Ce români trebuie să prezinte adeverință de la fostul angajator? Pensionarii care doresc să beneficieze de recalcularea pensiilor, în special cei care au avut venituri suplimentare înainte de anul 2001, cum ar fi sporuri, prime sau bonusuri, trebuie să prezinte la casa de pensii anumite documente doveditoare. Această recalculare poate aduce sume suplimentare la pensie, însă procesul nu este lipsit de dificultăți. Începând cu 1 septembrie, va avea loc recalcularea pensiilor. Acesta va include veniturile nepermanente. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat că pensionarii care au obținut venituri suplimentare după aprilie 2001 nu trebuie să prezinte documente suplimentare la casele de pensii. Aceste venituri vor fi luate în considerare în calculul pensiilor, dacă. Contribuțiile sociale au fost deja plătite. Documentele sunt disponibile în declarația fiscală 112. Adeverințe pentru pensionari în cazul veniturilor nepermanente. În cazul veniturilor nepermanente obținute înainte de anul 2001, pensionarii trebuie să solicite adeverințe de la foștii angajatori. Aceștia sunt obligați să le imită conform legii. Pentru aproximativ un milion de pensionari, recalcularea pensiilor continuă și după primirea deciziilor cu noile sume. Aceștia ar putea beneficia de sume suplimentare. Ei trebuie însă să fie în măsură să demonstreze că au avut venituri nepermanente înainte de 2001. Pe listă se află sporurile, primele sau bonusurile. Soluția în cazul în care angajatorii nu mai există. Totuși, întâmpină dificultăți dacă angajatorii nu mai există. În acest caz, în care trebuie să se adreseze firmelor de arhivare. În acest caz, costurile sunt considerabile. Consiliul concurenței a demarat o anchetă asupra acestor firme, în urma plângerilor pensionarilor. Tarifele practicate sunt ridicate: 101 lei pentru o cerere, 81 lei pe an pentru cercetarea documentelor. Astfel, suma totală pe care un pensionar ar putea fi nevoit să o plătească pentru obținerea adeverințelor se apropie de 3.000 lei, conform calculelor BNS. Banii care se pierd după recalcularea pensiilor. Pe de altă parte, începând din septembrie, pensionarii români care au beneficiat de recalcularea pensiilor și au înregistrat o creștere a veniturilor peste pragul de 2000 de lei vor fi afectați de schimbări importante în privința cardurilor de alimente. Conform noilor reglementări, aceștia nu vor mai fi eligibili pentru cardurile de alimente în valoare de 250 de lei. În plus, Veniturile care depășesc acest prag vor fi supuse unui impozit de 10%. Recalcularea pensiilor a generat majorări pentru peste 80% dintre pensionari, cu o creștere a pensiei medii de la 2250 de lei la 2761 de lei începând din luna septembrie. Totuși, această creștere va exclude de la beneficiile programului de carduri sociale pensionarii care au depășit pragul de 2000 de lei. În prezent, aproximativ 2 milioane de pensionari cu pensii sub 2000 de lei continuă să beneficieze de acest ajutor.